Ea se duce să o informeze pe Janara, în timp ce Edi și Persepolis se înfruntă din cauza pandantivului pe care Natalie l-a dat pentru a accesa orașele pierdute. Tibi intervine, calmând situația și luând pandantivul cu ea. A doua zi, Janara merge la casa Antalie pentru a recupera cartea, dar îl găsește pe Santi și pe oamenii să încercând să o elibereze din rădăcini, așa că se întoarce cu mâna goală. Mai târziu în acea seară, Tibi discută situația lui de cu Leptis, un alt membru al grupului lor. Ei din încearcă să tragă cu urechea la conversația lor din afara camerei, dar Persepolis o trage deoparte. Ele se ceartă din nou până când Lady declară că nu va sta mult și până să-i vadeze pe rută secretă. Chiar în acel moment, Janara sosește și o informează pe Tibi despre faptul că Benandanti sunt de pază în jurul adăpostului Lady. Întors în oraș, Senti discută cu preotul, care îi că eminența șeful bisericii caută cartea. Santi cere bani și cai de la preot, care este de acord să transmită mesajul către eminență. Benandanti este apoi văzut pregătindu-se să o caute pe Eddie. În acea noapte, în timp ce studia, Pietro aude zgomotul cailor și iese afară să investigheze. Descoperă un cadavru înfășurat într-un ceea ce îl face să se teamă pentru Eddie. Cezaria îl asigură că trupul nu este al Adei, dar îl avertizează că sătenii o vor prinde pe Eddie și o vor executa prin ardere înainte ca el să aibă vreo șansă de a licita pentru ea. A doua zi, Eddie și Persepolis formează o legătură mai puternică, pe măsură ce își împărtășesc istoriile. Persepolis povestește cum ea și Spirit au crescut împreună și cum Spirit a fost ales să lucreze ca băcar împotriva voinței sale. Ea dezvole cum puterile au fost descoperite de săteni, care au numit-o drept i-au tăiat părul și au alungat-o. Tibia a salvat-o mai târziu. Amândoi fac confidențe despre relațiile lor cu Spirto și respectiv Pietro. A doua zi, Heidi și Persepolis explorează cu ajutorul telescopului pe care Persepolis i-l-a dăruit. În timpul observației, Persepolis vede fântâna deveni roșie. Ea arată Ade și împreună aranjează ca Heidi să se întâlnească cu Pietro. Heidi iese printr-un pasaj secret și îl întâlnește pe Pietro, unde se salută călduros și se prezintă. În timpul conversației lor, Pietro avertizează pe Heidi că este urmărită. Ea la asigură că a găsit un sanctuar, dar Pietro sfătuiește să nu aibă încredere de plină în nimeni. Când Eddie află că toată lumea o consideră o vrăjitoare, Pietro și împărtășește neîncrederea în existența lor, ceea ce o determină pe Eddie să plece, mărturisindu-și nesiguranța cu privire la identitatea ei. La locuința antică, toată lumea descoperă că Eddie a plecat la fântână. Janara și Leptis aleargă după ea, în timp ce ei ajunge la dăpostul ei pentru a recupera cartea. Ea recită vraja, eliberând-o din poziția sa înrădăcinată. Cu toate acestea, când încearcă să plece cu cartea, este blocată de un membru al Benandanti. Chiar la timp, Janara și leptis sosesc și izbucnește o luptă. În timpul luptei, Leptis. De dezvole unul dintre membrii Benandanti, dar se oprește că recunoaște că este Cezaria. În cele din urmă, Leptis, Janara și Edi părăsesc scena fără carte, pe care Cezaria o prinde și fuge cu ea. În scena următoare, Cezaria se întoarce cu cartea, plănând să o înmâneze tatălui și preotului. Pietro este martor la acest lucru și își confruntă sora încă o dată cu privire la acțiunile ei. Ea se apără, susținând că Edi este o vrăjitoare pe care el o prețuiește, mai mult decât propria sa familie. Între timp, la vechea locuință, femeile se adună în jurul trupului Antaliei pentru a-și lua rămas bun sub clar de lună. Valente se alătură lor și întreabă cine este femeia. Adelia deoparte și parte că ea este mama și bunica lor. Ea și amintește cum l-a dus pe Valente la ea. Când Valente întreabă dacă femeia este cu adevărat moartă acum, Eddie tace, lăsând întrebarea fără răspuns. A doua zi, Eddie se întâlnește din nou cu Pietro la fântână, unde îi împărtășește planul său de a o proteja de acuzațiile nedrepte. El îi promite că îl va liniști pe tatăl său și se jură să nu aibă niciodată secrete unul față de celălalt. Pe drumul de întoarcere spre locuință, Eddie au strigătele îndepărtate de ajutor, dar nu este sigură cum să răspundă, așa că se duce acasă. Mai târziu, în acea seară, Eddie mărturisește lui Persepolis despre conversației cu Pietro. Ea își exprimă nesiguranța cu privire la situație. Persepolis îi dezvole că Spirito se gândește să se alăture Benandanti, ceea ce sporește îngrijorarea Adei. Între timp, Pietro îi mărturisește mamei sale dragostea sa pentru Eidi, dar nu o prezintă. Tibi și Janara discută despre acțiunile lor viitoare, acum că membrul lor cel mai puternic, Antalia, a murit. Se gândește să o ia pe Adi, dar rezită după greșeala ei de a-i da cartea regatelor lui Benandanti. În timpul nopții, ei de din nou aceleași voci de femei care cer ajutoră. În timpul nopții, ei de din nou aceleași voci de femei care cer ajutoră. A doua zi, Pietro întâlnește cu nerăbdare pe Edi la fântână, propunându-i căsătoria ca soluția la problemele lor, sperând că astfel vor înceta acuzațiile din partea familiei sale. Copleșită de propunerea lui, ei cere timp să se gândească la ea. În drum spre casă, ea de din nou vocile femeilor. Apoi are o viziune în care mama o avertizează să nu se încreadă prea ușor în alții. În acea seară, Edi mărturisește lui Persepolis despre vocile pe care le au și împărtășește viziunea mamei sale. Persepolis o încurajează să discute despre asta cu Tibi, sublinind că acestea vor sprijini în toate și că ar trebui să aibă încredere. Persepolis o asigură pe Adi că nu este singură în luptele ei. În timp ce ei își continuă sarcinile zilnice, vocile persistente o copleșesc, făcând-o să se prăbușească de durere, implorând ca acestea să înceteze. Îngrijorate, Janara și Tibi își dau seama de abilitatea unică a Adei și spun că vocile sunt strigăte de ajutor din partea altor vrăjitoare aflate în pericol. Ele și au rapid ca și se grăbesc să o salveze pe cea mai apropiată. Înainte de a pleca împreună cu Janara și Tibi, Edi cere lui Persepolis să-i transmită un mesaj lui Pietro, în care îi spune că nu se poate întâlni cu el acum, dar că plănuiește să să vadă mai târziu în acea seară, la locul lor obișnuit. Persepolis este de acord, deși spiritul este confuz cu privire la cine se referă Persepolis, dar totuși acceptă să transmită mesajul. Înainte de a se despărți, Spiritul și Persepolis discută pe scurt despre intenția lui de a sălătura Benandanti. Pe de altă parte, Pietro așteaptă răbdător pe Edi la fântână, dar ea nu apare, ceea ce îl face să se întoarcă acasă dezamăgit. Se duce să vadă ce face mama sa, unde îl întâlnește pe tatăl său, care se ceartă prins despre credințele lor contradictorii cu privire la vrăjitoare și rău. În toil nopții, Edi, Janara și Tibi o găsesc pe vrăjitoare strigând disperată după ajutor. Cu toate acestea, sosirea lor vine prea târziu și privezi neputincioși cum aceasta sare din vârful unui turn, încercând să scape de Benandanti. Strigătul lui Heidi îi alertează pe Benandanti de prezența lor, declanșând o urmărire. Folosindu-și puterile, Tibi și Janara reușesc să împiedice pe urmăritori înainte de a fugi înapoi la locuința lor. Înapoi la locuință, Lepti se ocupă de rănile Adei, în timp ce Tibi îndeamnă să aibă încredere în cauza lor și să se alăture salvării altor vrăjitoare. Copleșită de moartea vrăjitoarei, pleacă frustrată. În acea noapte, decide să părăsească vechea locuință și să se căsătorească cu Pietro. Își a rămas bun de la Valente și Persepolis înainte de a fugi. Întorcându-se la fântână, Heidi se întâlnește dimineața cu Pietro. Se îmbrățișează, dar Heidi are brusc o viziune cu mama lui Pietro pe moarte. El îndeamnă să se întoarcă acasă și spune ceea ce a văzut. Pietro are îndoieli, dar se grăbește să se întoarcă la mama sa pentru a verifica. În scena următoare, Pietro este văzut lângă patul de moarte al mamei sale, îndurerat alături de Santi, în timp ce vizitatorii se adună pentru a duce un ultim omagiu. Între timp la locuință, femeile discută despre natura suspectă a morții mamei lui Pietro, întrebându-se dacă implicarea eminenței în cartea deschisă a jucat un rol. Ele o tără să adune rapid vrăjitoarele rămase. Îngrijorată pentru Pietro, Eidi decide să-l caute, în ciuda avertizmentelor cu privire la pericole. Când Aidy rămâne o tărâtă, Persepolis alege să o însoțească. În timpul unui ritual, preotul critică mulțimea pentru că prioritizează știința în detrimentul credinței, stârnind furia lui Pietro, deși acesta se stăpânește cu ajutorul Cezariei. Mai târziu, sing în cimitir după ce toată lumea a plecat, Eddie se apropie de Pietro. Cu toate acestea, el alege să nu se implice, încercând să înțeleagă decesul neașteptat al mamei sale, deși crede că medicamentul a ajutat-o să-și revină. El și-a rămas bun de la Eddie, explicându-i că trebuie să fie alături de familia sa în aceste momente dificile. La locuință, toată lumea îndeamnă pe Eddie să-și folosească din nou puterile pentru a le găsi pe celelalte femei. Ei se adună în jurul Adei, o leagă la ochi și povestesc propriile experiențe, ajutându să se concentreze și să distingă vocile pe care le aude. După ce ei sursa vocilor, ea, Janara și Tibi pornesc într-o misiune de salvare a fiecarei femei, în timp ce Benandanti se pregătește să vâneze vrăjitoare. Trioul reușește să salveze două femei din locații separate și să le aducă înapoi la vechea locuință. Acolo, Janara, Lepti și Persepolis îngrijează rănile femeilor. Tibi și Janara le vorbesc apoi, asigurându-le că sunt printre semeni, care le acceptă și le susțin puterile. Încurajate, femeile proaspăt salvate încep să-și demonstreze abilitățile în fața tuturor, îmbrățișându-și adevăratul sine fără teamă. Seara, Benandanti se întorc cu trei femei capturate. Determinândul determinându-l pe Santi să le ordone oamenilor săi să le interogheze pentru a dezvolui informații despre alte vrăjitoare. De la fereastra sa, Pietro asistă la această scenă și își confruntă tatăl cu brutalitatea, insistând că rănirea și uciderea acestor femei nu-i va aduce înapoi soția decedată. Dezgustat, Pietro pleacă și caută consolare într-un bar din apropiere, unde încearcă să și nece durerea. Observând starea lui Pietro, femeia îl sfătuiește să se întoarcă acasă, dar Pietro refuză și cere încă o băutură. Acest lucru duce la o ceartă între Pietro și clienții barului, care îl identifică drept fiul lui Santi și reacționează dur la comportamentul său de bețivă. Cezare intră în bar și încearcă să-l îndepărteze discret. Cu toate acestea, comentariul lipsit de respect al unui bărbat despre femeie care îl apără pe Pietro, o înfurie pe Cezaria, determinându-o să se angajeze într-o luptă pentru a-l apăra pe Pietro. După conflict, Pietro și Cezaria fug împreună din bară. Sezarea încearcă apoi să-l consoleze pe Pietro cu privire la pierderea mamei lor. Într-un moment de vulnerabilitate, Pietro încearcă să o sărute pe Sezaria, dar ea îl respinge ușor, recunoscând complexitatea emoțiilor lor, în acel moment. Între timp la locuință, Aidy își îmbrățișează puterea și o asigură cu încredere pe Tibi că acum își înțelege abilitățile și identitatea. La scurt timp după aceea, Leptis o informează pe Tibi că Benandanti arestează femeile, exprimându-și dorința de a le -a salva și pe ele. Cu toate acestea, Tibi sublinează necesitatea de a acorda prioritate salvării femeilor ca ele, pentru a se asigura că au o șansă de a reuși. În timp ce dezbate acest lucru, ei aude o altă voce îngrozitoare și o alertează pe Tibi. Trioul părăsește rapid locuința încă o dată pentru a salva încă o femeie în pericol. În același timp, Sezarea îl informează pe Santi că femeile capturate nu au informații despre alte vrăjitoare. E investigează o locație în care o femeie trebuie să fie executată doar pentru a descoperi că trioul a salvat-o deja. Între timp, Lepti îl îndrumă pe Valente la tir cu arcul, sfătuindu-l să-și vizualizeze ținta ca pe un inamic pentru a-și îmbunătăți ținta. Valente țintește, imaginându-l pe Santi în timp ce trage cu precizie la țintă după ce Leptis îl lasă să se exerseze singur, Valente îi reprezintă simbolic pe Benandanti, legând frânghii în jurul țintei și continuă să-și perfecționeze abilitățile. Mai târziu, Santi este chemat la biserică, intrând în vorbă cu Eminența. Acestei dă de înțeles că există o cale prin care Santi se poate reîntâlni cu soția sa decedată, dar este nevoie că el să i aducă pe Edi. Inițial ezitant din cauza preocupărilor morale, Santi își exprimă îndoiala cu privire la comiterea unui păcat de moarte. Cu toate acestea, Eminența îl convinge că un astfel de act poate fi justificat dacă este făcut cu intenții bune. Santi rămâne îngrijorat de vrăjitoarele formidabile care o protejează pe Eddie, cunoscute pentru forța lor, dar Eminența îi promite asistență, oferindu-i o mare putere pentru a depăși provocările. Seara, Pietro trece prin inițierea în Benandanti, în timp ce femeile de la locuință se adună pentru a îndeplini un ritual menit să reînvie orașele pierdute. Fiecare grup își încheie ritualurile respective, conferindu-le lui Pietro și Edi medalioane care simbolizează pregătirea lor pentru luptă. Santi oferă lui Pietro un pandantiv protector legat de nașterea sa, în timp ce Eddie primește pandantivul bunicii sale, de la începutul călătoriilor. În ciuda pregătirilor, Pietro ezită și-și aruncă medalionul la pământ, nesigur că va continua cu Benandanti. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!